Ai luat un pumn de antidepresive, o cutie întreagă de aspirină și o folie întreagă de antihistaminice. Probabil ești mult mai sănătoasă decât mine. Deci dacă vrei să te sinucizi, aruncă-te dracului de pe un pod! Era o tăcere asurzitoare. Am găsit lista. 319. Să râzi atât de tare încât să împrăștii lapte pe nas. Doamne, ce frumos. Scopul meu era să scriu 1000 de lucruri minunate. Pune-ți centura. Așa că am rămas pe hol și am așteptat lângă un cuplu de bătrâni. Am mers în bucătărie și mi-am pregătit singur cina. Un sandwich cu șuncă și cașcaval. Doar că fără șuncă și cașcaval. Lupți? Sau cazi? Nu mai puteam ascunde trăirile. Poți te muți, te rog? Este cineva aici? Ce bine. Urmează solo-ul de dovede care v-am spus. Și. Ce prostie. În tot acest timp, eu aveam întâlniri periodice cu un consilier școlar. Doamna Georgia. Acel gen de om în care aveai încredere de prima dată de cum îl vedeai. Ceea ce dânsa făcea, îi scotea un pantof, apoi îi scotea șoseta și crea acest câine șosetă care vorbea cu mine. Doamna Georgia, ploua! Dar ne sărutăm după. Fiecare lucru e minunat. Dacă trăiești o viață lungă, fără să te fi simțit niciodată extrem de deprimat, probabil n-ai fost suficient de atent.